foarte mulți astăzi care te privesc suspect și spun că nu ești creștin biblic dacă nu ții această sărbătoare a nașterii Domnului sau Crăciunul, cum o mai numesc ei. În special, Ortodoxia te privește ciudat dacă nu ești în ton cu lumea și nu ții aceste sărbători în ton cu lumea. Unii strâmbă din nas, alții te privesc așa pieziși dacă le spui că Domnul nu s-a născut acum, au tot felul de argumente și te ignoră într-un final. Și într-un fel te compătimesc pentru că nu ești la nivelul la care sunt ei spiritual și înțelegerea lor nu o poți pricepe și din cauza asta te văd sau te privesc într-un mod superior. Astăzi vreau să vă spun că indiferent cum ne-ar privi lumea sau ce ar spune lumea despre noi, când este vorba despre lucrurile spirituale, noi totdeauna să știți că trebuie să ne raportăm la Scriptură. Oamenilor nu le place Scriptura și le place mai mult tradiția, chiar dacă învățătorilor lor spirituale dau fel și fel de sfaturi. Ei tot de tradiție țin și tot de lucrurile moștenite de la părinților. Chiar preoților, dacă ar veni și i-ar învăța din Scriptură anumite lucruri, tot la tradiție ar alerga și tot tradiția ar fi mai presus decât Scriptura. De ce? Pentru că firea veche din Adam asta iubește, nu iubește cuvântul Domnului, nu iubește lumina, ci ei fug, se retrag de lumină și intră înapoi în întuneric, chiar dacă sunt expuși la unele adevăruri din Scriptură, indiferent cine i-ar expune. Așa că la lumea care e moartă în greșeli și în păcate nu prea ar trebui să avem pretenții. Lor doar trebuie să le spunem adevărul și să ne rugăm pentru ei. Pretenții însă ar trebui să avem de la cei care se numesc creștini și se numesc oamenii Scripturii care citesc Biblia și încearcă să o practice. La ei am avea pretenții și pe ei am putea, într-un fel, și am fi îndreptățit să-i tragem de mânecă când este vorba de anumite obiceiuri pe care le țin. Unul dintre ele este de sezon, așa numita sărbătoare a nașterii Domnului Hristos. Ei spun cu sfială că lumea îi zice Crăciun, dar în Biblie numită nașterea Domnului și ei nu pot practic să argumenteze niciunul cu Scriptura că Domnul s-a născut acum. Și de asta aș vrea să am câteva gânduri, câteva întrebări pentru toți care promovează și sunt evanghelici acum pe final de an această naștere a Domnului și aș avea câteva întrebări pentru fiecare dintre ei și să îi provoc să-mi demonstreze cu carte, capitol și verset următoarele lucruri și aș vrea să fiu foarte scurt. În primul rând, aș vrea să îmi demonstreze data exactă a nașterii Domnului Hristos. Să știm fiecare ziua și luna în care s-a născut ca să putem fi oarecum îndreptățiți să proclamăm că Domnul s-a născut acum și că El trebuie sărbat. În al doilea rând, în caz că nu poate nimeni să vină cu un astfel de argument, cu carte, capitol și verset, aș vrea să îmi spună fiecare care serbează această sărbătoare cum a ales data de 25 decembrie. După ce criterii s-au ghidat când au hotărât această dată? Pentru că ei vin și dau o dată, da? 25 decembrie. Cine a hotărât-o? Ei au hotărât-o pe baza Scripturii?
sau au preluat-o de la alții, alții hotărând-o în locul lor? Trebuie căutat în scriptură sau în afara scripturii ca să-ți aduci acest argument al acestui praznic creștin. Asta e a doua întrebare. A treia întrebare ar fi: de unde ai instrucțiuni privitoare la desfășurarea acestei sărbători? Dacă suntem corecți și stăm și ne uităm în scriptură, vedem că toate sărbătorile evreiești din vechime aveau instrucțiuni. Ce anume trebuie să facă fiecare cetățean al Israelului într-o anume sărbătoare? În Noul Testament, când avem rânduielile, frângerea pâinii și botezul, se spune cum erau efectuate aceste rânduieli. Dar despre nașterea aceasta a Domnului, această mare sărbătoare populară, nu se spune nimic. Deci, întrebarea este: de unde au instrucțiuni? Pentru că dacă nu au instrucțiuni și ei singuri își sunt lege, e o problemă. Pentru că e cuvântul omului la mijloc și nu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci fiecare ar fi îndreptățit să spună că nu-i bine așa, ci așa. Și de asta, instrucțiuni privitoare la desfășurarea acestui praznic. Trebuie să ai, ca să-ți argumentezi că ții o sărbătoare scripturală. O altă întrebare. Cum îți justifici prezența colindatului pe la case, a concertelor sau a scenetelor în această sfântă sărbătoare? De unde ideile acestea de a colinda, de a merge cu colindul pe la unul și pe la altul? Oare nu sunt vechile obiceiuri din antichitate de urare, de prosperitate, de fertilitate? Să vă gândiți și la aspectele acestea. De unde ideea de concerte sfinte de Crăciun sau de scenete cu Maria, cu pruncul, cu magii, toți la un loc, cu păstorii chiar. A? Ținând cont că Scriptura nu spune că magii au venit în aceea zi cu păstorii. Spune că magii l-au găsit pe prunc când era cu părinții în casă și era în Galileea și păstorii când au venit l-au găsit în iesle, în Betlehem. Deci, cum justificăm toate lucrurile acestea? O altă întrebare ar fi: de unde ideea de a primi sau de a da cadouri? De unde ideea schimbului de cadouri? Știm că în trecut, în sărbătorile romane, în Saturnalie, era obiceiul acesta de a face schimburi de cadouri. Erau numite sigilaria. Erau niște figurine mici de lut sau de ceară care se făceau cadouri și împreună cu ele își urau de bine, de sănătate, de fertilitate. Era un obicei antic, era un obicei cunoscut și practicat la scară largă. De unde astăzi aceste obiceiuri de a veni, de a aduce cadouri, de a împărți cadouri la creștini și la necreștini chiar? De unde? Poate o să-mi spui că ce e rău în a dărui. Nu-i nimic rău în a dărui, dar trebuie să o faci așa cum spune Scriptura, da? Să nu știe stânga ce face dreapta sau dacă e într-o ajutorare publică, de la o adunare către altă adunare, lucrurile le avem prescrise acolo în 2 Corinteni, capitolul 8. Avem text, capitol și verset pentru cum trebuie să facem, dar de unde cadourile acestea în timpul acesta? Să nu mai spun că majoritatea dintre ele vin din sau de pe filieră catolică. Vin din Occident, mai ales că România era considerată o țară cam din lumea a treia, abundau cadourile și neoprotestanții le împărțeau, fie între ei, fie la autorități, fie la
vecini. De unde ideea asta de schimburi de cadouri? O altă întrebare la care aș vrea să meditați este de unde ideea de a împodobi un copac verde, un brad, spre exemplu, în zona noastră. În antichitate știm că era obiceiul de a se închina sub copacul verde pe orice înălțime la zeități. Era Tammuz venerat în felul acesta, era Mithras. Erau foarte multe zeități care, în închinarea pe care le-o adresau oamenii, aveau acolo și copacul verde. Evreii am văzut că aveau stejari, falnici sau terebinți, cum mai spune traducerea Cornilescu. Aveau și braji, copacul care e pururea verde. De unde ideea asta de a împodobi un brad? Fie acasă, fie în biserică. Este oare din Scriptură ne vorbește Domnul Hristos despre un astfel de obicei ca în ziua nașterii sale să fie tăiat un puiete din ăsta de copac adus acasă și împodobit cu ghirlande, cu luminițe și cu tot felul de muzicuțe care se aud din aparatura pusă acolo lângă copac? De unde ideea asta? Ba mai nou, alții pun mai mulți braji în lăcașurile de cult. De unde procesiunea asta, într-un fel, să-i spunem așa? Scriptura nu vorbește absolut nimic. Astăzi ești privit ciudat dacă nu ai un brad acasă sau dacă nu-l ai în biserică. Ci mai mulți vin și spun că nu ești biblic dacă nu împărtășești aceste semne, chipurile ale creștinismului. Nu ești biblică, nu ții sărbătoare așa cum o țin oamenii. De unde avem practicile acestea? Ești biblic dacă o împrumuți de la alții? Păi știm că ortodoxia, catolicismul, protestantismul, doar unii dintre ei au bradul împodobit și schimbul de cadouri și sărbători în zilele astea, unii nu. Spre exemplu, Biserica Anglicană cam e reticentă la sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului. Dar alții sunt afundați până peste cap în tradiții, în ritualuri și în tot felul de practici din acestea care nu au originea în Scriptură și au mare problemă în a o demonstra cu Scriptura. Deci de unde ideea asta de a împodobi și un copac verde în miezul acestei sfinte sărbători sau sfânt praznic? De unde ideile acestea? De unde ideea de programe speciale cu această ocazie? Prezența obligatorie. Trebuie să vine apărat la Paști și la Crăciun. În cursul anului mai rar pe la adunare, dar acum e special pentru că Domnul s-a născut și de Paști a murit și a înviat. Astea sunt prezențe obligatorii, chiar și pentru aia care au fost excluși sau nu mai vin de o perioadă. Conștiința îi apasă și îi găsești pe acolo prin preajma bisericii. De unde lucrurile acestea? Asta aș vrea să își răspundă fiecare sau să-și facă un proces de conștiință. Fiecare care promovează această sărbătoare numită Nașterea Domnului. Și sper ca fiecare să-și găsească răspunsuri, dar să și le compare și cu Scriptura. Pentru că a găsi argumente e foarte ușor. Cu Biblia poți să argumentezi tot ce dorești. Dar aș vrea ca argumentul să aibă bază în Scriptură, să aibă carte, capitol și verset. Și fiecare să se îndrepte după Scriptură și nu după tradiții. Tradiții sunt multe.
câte bordee, atâtea obicei găsești. De asta, ca unii care suntem sau ne mândrim că suntem creștini, ar trebui să luăm aminte, primul rând la Scriptură, să luăm aminte și la tradiție, să o analizăm, să vedem ce este scriptural și ce nu este scriptural. Și tot ce nu este scriptural să dăm la o parte și să aruncăm la coșul de gunoi. Și să lăsăm ca adevărul Domnului să triumfe și El să ne fie călăuză în viața aceasta de pe pământ până la finalul zilelor noastre. Să nu fim găsiți idolatri sau închinători la idoli, ci să fim găsiți închinători în duh și adevăr, așa cum îi place Domnului nostru Hristos Iisus. Domnul să ne ajute pe fiecare în parte să fim scripturali, să nu ținem tradiții și să proclamăm adevărul și să-l ținem sus, pentru că credința a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Amin.